Vâlcenii care și-au sărbătorit Nuta de Aur îi sfătuiesc pe cei tineri să dea dovadă de mai multă înțelegere și să nu renunțe la jumătatea lor după primele certuri. Mai cu bunii, mai cu rele, am trecut prin ele, ce să facem? Dacă vor să ajungă mai departe, ar trebui oricum un pic de înțelepciune mai mult. Când au fost probleme mai grele, le-am rezolvat împreună. Când au fost mai ușoare, le-am luat eu în spate. Asta e viața. Să aibă un scop în viață. În primul rând să aibă un loc de muncă asigurat. Și să fie sănătos și să fie armonie în casă. Premiera a fost făcută de viceprimarul Râmnicului, care speră ca peste 15 ani să aibă parte de o surpriză asemănătoare. Le-am spus oricând au probleme să vină, nu numai în ziua de audiență, să vină oricând să ne solicite, pentru că la vârsta lor e foarte greu să-i ajute altcineva. Primăria să fie prima care îi ajută. De la începutul anului și până acum, Primăria Râmnicului a premiat 94 de cupluri care au ajuns la performanța de a avea 50 de ani de căsnicie.